Duminică s-a încheiat la Berlin un turneu de anvergură pentru copii. După Cupa Primăverii, organizată de aceeași agenție CEATA, în colaborare cu Academia Politehnica, a urmat acest turneu deja la a doua ediție, unde, datorită condițiilor oferite, au fost oaspeți mici fotbaliști de la Universitatea Craiova. Turneul a fost gândit de Laurențiu Târziu, primarul comunei Berlin. Povestea a fost scrisă de aproximativ 300 de copii, cu toții câștigători, însoțiți de cel puțin tot atâția suporteri, care, statistic vorbind, au jucat 1920 de minute în 48 de meciuri, cei mai meritoși fiind răsplătiți cu trofee individuale, dar au primit și cupe, diplome și medalii. Anul viitor cu siguranță vom mai bifa o ediție la care dorim să invităm copiii unei alte puternice academii, dar ca noutate și un club din afara României, dând astfel un caracter internațional acestui turneu sugestiv intitulat AgriCup Berlin. Am vrea să mulțumim pe această cale tuturor celor implicați în organizare, intermediere, logistică, cu argumentul că de la mic la mare au contribuit la succesul acestui turneu, a transmis Laurențiu Târziu, primarul comunei Berlin.